Înainte de pauză vă spuneam că, probabil inspirat de expediție Deliei Matache, asta nu mai stă acasă, cred că n-a plătit întreținerea și căldura de 3 luni, romanticul X a decis să plece într-o expediție. Ar vrea să meargă pe o sârmă, nu imaginară, în jurul Pământului. Ne va spune imediat despre ce este vorba, dar astăzi a venit pentru prima probă, pentru primul test, primul exercițiu la Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce te-ai gândit să faci? M-am gândit să-mi promovez opera într-un mod inedit, într-un mod foarte frumos. O fac asta din pasiune. Da, nu ne-am gândit că pentru bani, deci din pasiune. Din pasiune fac asta. Da. Aș merge cu un stat motivațional care vine chiar de la Michelangelo, când avea 16 ani. Și părinții nu erau de acord să facă tot ceea ce a făcut artistic, sculpturile și picturile și tot ce a făcut el. Și a spus așa, dacă îmi vei scoate arta din vene, nu rămâne în mine sânge, nici măcar ca să scuip. Sunt foarte mulți împătimiți de păcănele în ziua de astăzi, dar eu sunt un mai mare împătimit de artă și de ceea ce fac eu, mai ales de poezie. Da. Mie îmi place cum pronunț sculpturi, aproape cum zice Cuza unor reanimale. Cuvinte. Reanimale. Deci vă asemănați. Te rog să îți începi proba. Consideră-ne un dojo, o zonă de antrenament. Chiar. Ce noi vrei, suntem susținătorii lui chiar. Da, dar vorbesc eu și când mi se oprește gura, înseamnă că tac. Și atunci păi nu se mai aude nimic decât la 12. Noi nu mai vorbim atunci. Te rog să vezi în noi un spațiu controlat de antrenament. Ce ai vrea să faci aici? Ne-ai pus să-ți punem toate sistemele astea, ancorajele. Păi îmi doresc enorm de mult un serial, Romanticul X, la înălțime. Acum este doar antrenamentul și sper ca în viitor să fac la propriu episoade Romanticul X la înălțime. Dar am întrebat. Macara chestia, adică întreabă-l cine l-a ca să înțelegi, sunt ridicat la înălțime. O să vedeți pe viitor. Are o întrebare Cuza pentru tine. Cine te-a inspirat să faci asta? Păi viața trăită cu intensitate și faptul că vreau să reușesc. În ce gândirea. Domeniu a fost așa intensitate? Cum? În ce domeniu a fost această intensitate? Gândirea este belșugul sufletului și ce mi-a rămas de la părinții mei este cărțile pe care le-am citit. Așa. În tinerețe. Asta mi-a rămas. Și mie mi-a rămas tot asta. Aș putea să-ți folosesc cuvintele când mă mai cheamă Antena 1 la o negociere? Îmi pare că sunt exact argumentele pe care le-aș putea avea. Că uneori nu mai am argumente și pac! Uite, zici bine. Zici bine. Așeru, bine tată. Barbăreasă, următoarea întâlnire o ai cu mine. Romanticul X încearcă să meargă pe sârmă și să-și exprime emoțiile, pentru că de-aia și-a luat inimile alături de el. Ne pregătim împreună de dragobete. Ai minutul tău de glorie, nu se întâmplă rar, nu se întâmplă des. Folosește-l. Acum. Un arbore cotit, o siluetă nedezlușită, mă învârt într-un labirint, într-o viață nereușită. Ce aș putea să fac pentru a zbura? Ce loc să-mi caut? Sunt o minusculă făptură din lut ce se chinuiește cu ardoare să ia prețioasele mere de aur. Egoism, dispreț, minciună, crimă. Abel ucis zilnic de Cain într-un nefiresc cotidian. Gata. A fost un final super.
neprevăzut. Wow. Ai vrea să înconjori lumea pe un astfel de fir, pe o sârmă? Da. Perfect. Doar la mulțime. Vino mai încoace să-ți dau și eu un sfat. Dă încoace să scot asta de la o spălătorie, că ți-au lăsat-o colegii, niște nenorociți. Te rog să iei câte un sfat, dar și câte o întrebare în piept. Cuza deja și-a pus întrebarea. Prima întrebare de la Bucălaie, te rog. La ce înălțime te-ai gândit să faci acest experiment? Pentru că aici am văzut că ai riscat mult, dar afară? Afară este un risc enorm. La ce înălțime o să pui sârma când o să mergi în echilibru? Pentru iubire. La înălțimea Everestului. La înălțimea potrivită, la înălțimea Everestului. Să fiu ok, deci n-ai frică de nimic, asta voiam să... Da, să fac alpinism. Ramona, ai vreo curiozitate? Eu am rămas pe emoție, pentru că fix când era în dreptul meu, am simțit că îi vine să plângă la anumite versuri și voiam să-mi întreb dacă erau pentru cineva anume sau de ce ai simțit atât de profund momentul. Da, poezia mea vine de undeva din copilărie. Ok. Asta e o poezie care există? Am crezut că ai scris-o acum, pe moment. Nu, există. Ea există cu arborele cotit. Am vorbit deseori la anumite emisiuni de Sărmanul Dionis. Mă regăsesc oarecum în personajul Emineștian. Mhm. Printre umbrele trecutului, căutarea prin sertare. Sărmanul Dionis se uita la portretul tatălui său și plângea. Bine, avem vieți diferite. Dar totuși asemănătoare. Totuși asemănătoare. Am înțeles. Sfaturi ați pregătit? Da, mă gândeam, fiind, dacă vrei să faci Ocolul Pământului, fiind foarte lung traseul, va trebui la un moment dat să bagi și poezii de la alți autori, nu doar de la tine. Sau poate să le scrie. O să și scrii pe drum. Te-ai gândit ce autor mai combin cu tine pe acest traseu al iubirii pământești? Deci sunt colegători de poezie, da, foarte mulți colegători de poezie. De exemplu, foarte bine culege poezii magicianul Robert Tudor. Da, el e colegător, da. E și de trufe, dar și de poezie. Dar eu deja am făcut istorie, da, prin poeziile mele. În ce sens? Da. Eram licean și a fost revoluția. Da, mi-aduc aminte. Ceaușescu a căzut, da. s-a întâmplat. S-a împiedicat. Acum este în istorie. Da. Poeziile sunt în anul 2008, le stăpânesc ca pe rugăciunea Tatăl nostru. Da. Deci ai și ținere de minte, asta vrei să... O ținere de minte foarte mare și eu, Romanticul X, mă focusez, da, pe viitor doar pe poezia mea. Eu o să mă focusez. De poezie altora, corect, se focusează colegătorii. Da, da, sau actorii. Tu ești producător. Sau actorii. Eu sunt producător de poezie, și local, producător. La Neasa. Susțineți producătorii locali. Este prima oară când recit poezie din anul 2008. Ai o poezie din 2008. Sper că nu mai aveți multe curiozități. Eu doar o chestie am. Prin vasta ta experiență și călătorii de toate felurile, care ar fi cel mai bun sfat pe care mi l-ai putea da mie? Cu privire la la dragoste, la o relație. Un rătăcitor prin viață, da, care are arborele cotit și nu-și găsește rimă. S-ar băga într-o relație, dar nu știe într-a cui, da, și asta era. Eu am și eu foarte multe citate motivaționale, cu asta mă ocup. Citează din tine. Tinerețea, da? Este cea mai frumoasă perioadă a vieții. Fii mereu tânăr. Încearcă să fii mereu tânăr și optimist. Frumos. Prin ce? Frumos. Da. Da. Și dacă așa ai bani și dacă n-ai bani, că da, ai dat pe o mașină. Mulțumim tare mult pe Romanticul X. Care te-au cu mașina? Ai un moment cu mașina? Da, un moment cu mașina. Păi de ce nu spui? Sări peste. Treci pârlează. O să ajung cu mașina aici și o să recit o poezie. Să vedem cum ajung cu mașinuța. Băi, Michi! Băi, regizore, pe mine spuneți... Stai, că am încărcat-o, să vedem dacă funcționează. E, da. E, funcționează, că s-a aprins. E, da, are farurile. E electrică, care v-a să zică. Deci, practic, ai... Este prima oară când urc în ea. Deci, scoate-i scaunul, că te încurcă. E ca și cum ai un... Nu-ți mai băga picioarele dacă nu... Ca și cum ai o Tesla ta. Nu-ți băga picioarele. Ia uite că merge. Da. Băi, Michi... Dar bate și troncă-ne. Păi planetarele. Planetarele. Da, arborele. Stai să trec pe aici, Da, și în timpul ăsta vrei să ne spui ceva, că ne pregătim de... Da, o poezie. Pentru mine poți? Pentru tine. Hai. Recit în mașuță. De ce mă-mplâns cu citura de strigă? Iată frumusețe în ochii tăi.
surusuți, apă vie, ce malintă, retina mi-este plină de păpăi. Haide, că merge. În noapte alerg, eu am mutat de mine, văd numai chipul tău, doar declipesc. Soavul glas, mi-a dulmecă tăcerea, flor de sarcâm, zac o să intre în ger. Aplauze! Bine! Adina, bine! Bine, că îmi pare că ești nedumerită. Băi, mai stai, oprește de puțin. Adina, care și-a pus special rochia asta neagră pentru Dragobete, este mai singura care... Am o poezie pentru îmbrăcămintea ta. Ți-ai schimbat-o. Mi-a schimbat stilul și... Romanticule, ascultă-mă puțin, nu fi cuza. Deci... ascultă-mă puțin. Am văzut în ochii ei ce n-am văzut de când vine la Neața. Deja la prima poezie ai pierdut-o cu arborele, dar la asta cum fige cuțitul în vârten. Imediat. Deci cum să zic, cum dădeai cheie la Dacia pe vremuri, făcea și-o lua Bendix-ul. Stai puțin, am o poezie pentru ea. Te rog, pe pentru ea. Eu mă arăt nici nu. Ți-e neagră bluza și ochii tăi mă ard. Stai nemișcată. Nu speri privirea, de-aș putea, aș ține timpul loc și te-aș lupta pentru a întări vecia. Mă dor genunchii, patim, mă absorb, parfumul tău inundă galaxia. Dăm un surus fierbinte, un fior, redăm, strânește-mi pasiune. Acum a fost... Pentru că sunt de biblioteca din România, deci cărțile deja sunt publicate și acum trebuie doar să le îmbin. Am foarte multe poeme, poezii, am scris și o epopee. Un arbore cotit. Nu, epopeea știm de la liceu că e lungă. Da, poate și putu. Data viitoare, romanticule, că uite, Adina nu poate, are și ea un suflet zbuciumat. Avem multe lucruri în comun, sensibilitatea și durerea de genunchi. M-aș spun o poezie? Da. Una. Cum plâng pădurile de rouă pline, așa plângeam și eu cândva. Mă obosești. Nemărginire și în orizont plângeau chitările la tine. În ceasul din perete i s-a oprit pendula. Voluntatea nopții ce te sare lin, în veacul agitat de alta nebunie, am încercat să-ți dăruiesc un vers. Privește, plânge-i marea agitată, bag iubirea... Bag un pic baroc așa, fă o iubirea n-are interes. Plângeați-ar marea. Parcă asta am spus-o împreună odată. Iubirea n-are interes. Nu mai da din casă. Ține în cadrul ăsta, mistrețe. Nici nu știi câte asemănări nu găsesc. Deci, dacă... Aulica e ușor supărat că mi-am găsit alcoolimator. Ce faci de Crăciun? Romanticule, trebuie să spun că dacă rezolvăm și asta cu sculptura, că am observat că aici, la cuvântul sculptură, s-au sculptat, acolo avem un... Dacă rezolvăm pe ăsta, ai și mai multe asemănări. Vrei să-l pun în valoare. Unul să spun că va avea un moment senzațional la iumor, acesta, da? Pe care l-am văzut, așa, din culise. Și doi, nu ne-a mai spus nimic de marea iubire, marea dragoste cu care a fost și la Neața. Ce s-a întâmplat cu trăirile poetice? Sau știi despre ce vorbesc? Ilona, soția mea. Da. E cu copiii acasă. Mai poți să spui o dată cum se numește soția ta? Ilona. Pentru un colegă noastră, Ilona, care ne urmărește acum la televizor. Rață Viorica Ilona o cheamă pe soția mea. Așa? Și câți copii aveți? Doi băieți. Să vă trăiască. Mulțumesc. Mulțumim romanticule X, mulțumim romanticule Alfa.